A ziua de marți 22 august vă propun biletul meu. Biletul de ieri, biletul dat luni, a fost unul câștigător. Am avut pe CFR Cluj să câștige, a fost un meci absolut nebun, au dat goluri extrem de multe, a fost 7 plus. CFR până la urmă a câștigat, evident că am dat cash out undeva minutul 90. Nu așteptați, dacă vedeți că este o nebunie din asta. A ajuns să conducă prin minutul 90, dați cash out, nu mai așteptați finalul, pentru că deci a avut 2 pe CFR și golul AC Milan a fost câștigător ieri. Pentru astăzi avem așa, avem Champions League, Liga Campionilor. Am zis la Rangers cu PSV, ai să joc. Rangers cu PSV s-au întâlnit și anul trecut în play-off, a fost 2-2 la Rangers și PSV a iar pe terenul lui Eindhoven au câștigat cei de la Rangers și s-au calificat în grupe. Atunci a fost o realizare uluitoare. A bătut Rangers cu 1-0 în deplasarea aceea. Normal aici vom vedea meciuri ofensive. PSV a jucat și în campionat acum două meciuri și a jucat foarte bine, două victorii 2-0 și 3-1 cu viteze, deci arată clar că o echipă care joacă la înălțime chiar și când urmează joacă la un nivel foarte bun ofensiv. Au trecut de Sturm Graz, o echipă foarte bună cu două victorii clare, 4-1 și 3-1 în deplasare. Rangers, da, e o echipă solidă, bine pregătită fizic, dar cred că va fi un meci un pic spre PSV, cred că pe total PSV Eindhoven se va califica. Rangers acasă joacă mai bine, probabil vor marca, dar am jucat pe biletul meu GG sau 3+, avem o cotă de 1,50, o cotă destul de ok, și în loc să pun 3 plus unde trebuie să avem 3 goluri, am pus acest GG sau 3 plus care acoperă și scorul de 1 la 1. Apoi meciul 2, am zis să joc și pe meciul lui Antwerp cu AEK Athena. Antwerp, o echipă din Belgia, a intrat direct în această fază în play-off, nu a jucat în turul 3. AEK Athena a jucat în turul 3 cu croații de la Dinamo Zagreb și atenție, au jucat ambele meciuri săptămâna trecută, și turul și returul a fost marți și apoi sâmbătă. Turul a fost 2-2 în returul de la Atena. Multe. Antwerp, o echipă care acasă joacă bine, are și 3-4 meciuri în campionat. Victorii 6-0, 1-0 în cele două meciuri de acasă de campionat. Au pierdut un meci cu Anderlecht. Dar au 4 meciuri de campionat, deci au ritm bun, în timp ce AEK Athena vine direct doar după acest meci, această dublă cu Dinamo Zagreb. Voi juca 1x pe Antwerp la cotă de 1,33 și m-am mai dus să mai joc cu un pariu, încă o cotă mai mică să mai crește un pic cota, peste 2 și m-am dus la un meci din North Premier League între două echipe care sunt foarte opuse ca și stil de joc, una foarte puternică, Radcliffe, cu 3 victorii cu goluri multe, 4-0, 5-0, 4-0, 3-1 și în timp ce ăștia de la Workington au pierdut 0-3, 1-6, deci au foarte multe goluri marcate, foarte multe goluri primite. Meciul ăsta cred eu că e peste 1,5 fără probleme. Am jucat peste 1,5 la 1,20. Și ăsta e biletul. PSV Eindhoven, sincer, mă aștept la un joc bun din partea lui Luke de Jong, care este vârf de lance, este atacantul lor principal. Luke de Jong deja are 3 goluri, mi se pare, în acest campionat. O să merg pe Luke de Jong. Luke de Jong să marcheze la cota de 2,90, pe lângă biletul pe care l-am făcut de cota 2,39. GC sau 3 plus Rangers, 1x pe Antwerp și Workington cu Radcliffe. Am jucat peste 1,5 goluri. Astea sunt poturile mele, mersi de atenție. Vă invit să lăsați un like dacă v-ați inspirat sau ați jucat poturile mele. Și dacă jucați și acum pariurile pe care le-am propus, zic hai să avem baftă.